saltare. În acest clip mai testez niște lucruri noi. Am o masă de încărcare. Da, și atunci vedem. Am și cald, am și rece, de asta trebuie de început rapid. Așa. Am niște treburi englezești. Sausage roll. Da, așa de la cald. Avem butter de așa enriched puff pastry. Avem aluat fost crocant de unt umplut cu porc englezesc, cu carne tocată de porc englezesc și seasoning. Deci avem făină, porc 24%, British pork fat, unt din lapte, normal, normal, de băut, am așa un monster negru. Și mai am aici gustos monster Oribena de mango și fructe pasiune. Bunicică. Ok. Să începem. Deci, carne de porc avem, da? Asta e luată de la cald, e făcut proaspăt zilnic. Așa o coptură. Ok, fost crocant. Nu-i rău. Dar nici bun. Tare nu-i. Nu mă dau un vânt. Spun că mor. Sosăciurile astea rolul niciodată tare. Nu m-au rupt așa. Spunem. Ei, așa la o dată de gustat, de văzut și că viața ei. Dar n-aș duce că merge tare. Apoi erau două feluri cu umplutul de vită. E pe nota 6. Era steak and potato slice, da? Avem. Și era la fel, doar că country village beef slice, ceva de genul, sau beef mai mare. Și singura diferență era că asta avem la fel, a luat crocant distant straturi. Aici avem vită tocată, cartof și beef gravy cu chipier negru. Gravy asta e un fel de sos, da, tot de vită. Și diferența care e că aici avem vită 26% pe a doilea loc după făină și cartofi 11%. Și acolo invers era, cartofi mai mult pe a doilea loc și pe a treilea vine vită vreo 17%. Adică singura diferență că și are mai mult legume și cartofi. Deci mai mult carne. Și am decis și să le iau pe amândouă. Încă așa arată. Vreau în cultura. Asta e plină. Destul tare. Ardei negru. E deasupra. Trec așa în cultura. Păi nu rău. Beef gravy. Mai bună ca sausage-ul. Mai bună. Nu vreau să vă rețin mult timp. De obicei, eu le mâncam până la urmă. Și stăteam mult. Le luam în mână și mă murdăream. Și le mâncam până la urmă. Acum eu să mă lămuresc pe urmă. Acum vreau doar să fac așa o testare, nu mukbang. Vă uitați cum le mănânc. Apoi am chicken mushroom slice, le-am luat absolut toate. La fel aluatul. E ca pistol de unt, crocant. Numai că aici e umplut cu piept de pui, ciperci într-un sos cremos. 21% piept, ciperci 8%, frișcă, unt. Normal. Normal. După ingrediente nu-i rău. La fel e proaspăt făcută. Ele toate scalde, ele stau în cuptor cu gradaj la temperatură, cel rece stau la rece, cel cald stau la cald, în frigiderile lor. Încă așa e. Calde, că și este deja sosul.
No, dar el deja iese aici tot. Ce vorbești, da? Asta e bună. Adică asta e pe un 8. Asta? E mai bunicică. Sosul alb e mai bun ca așa la care era precedentul. Beef gravy. Mie gravy-le nu-mi place. Sosul acesta. Mai mult îmi place ca așa, sosuri de astea albe. Și ca asta probabil tot că o să-mi placă. Cu blend de amestecătură de cașcaval cheddar. Full fat soft cheese, ceva gen ca cum e Philadelphia. Red Leicester mie îmi place. Cartof și ceapă. Deci procentaj, pe doilea loc după făină avem cartof. Cheddar cheese 14%, ceapă 12%. Ouă avem întregi. Full fat soft cheese 3, smântână, unt de lapte. Băi, la ingrediente e cosmos, dacă să vă zic sincer. Ingredientele super calitative, îmi place mult calitatea, că într-adevăr, adică nu-i margarină. De obicei aluatul ăsta, el se face doar cu margarină, știi? Блендуть де картоф ж кашкава. Не кажа. Мамы. Ну, плачу, я как раз мульт фермитуша. Tare grasă dacă pui mâna pe dânsele, dar la general, ca plășinte, nu sunt rele, mie îmi plac așa gen de plășinte, sincer. Nu-i rău drogul. De cașcaval, de piept de pui cele mai bune, pe 8. Dă-ți demn niște deserturi, așa ceva. La un brand foarte calitativ. Big Chocolate Macarons. Am vrut să iau ceva mai scump, mai calitativ, mai exclusiv. Pentru că cel de la Tesco cam, ele sunt gustoase, ele nu sunt rele. Dar problema e că ele sunt mai, o leac mai ieftine, o leac mai simplu făcute. Plus sunt două feluri. Sunt simple și sunt în ciocolată acoperite. Astea sunt cu ciocolată. Ok, așa sunt multe, 6. Avem coconut macarons cu chocolate flavor coating. Primul loc, 27% cocos, zahăr, sirop de glucoză, albuș de ou. Așa, și mai avem pe și pudră de cacao 1.5%. Deci, all good. Good e mai mult ca spus good. Wow, mie îmi place așa ceva. Cocosul îmi place, Bounty-le, ciocolata îmi place. Este ca un fel de Bounty, numai next level. Că mai avem și mai mult cocos în Bounty, să simte prea dulce. Dar asta, asta e un fel de Bounty mai slab dulce, pentru că acolo tot e, tot e cocos, numai cocosul și ala e muiat în sirop. Nota nouă. Asta e bună. Și mai am pleșa. Despre gustea ca pe asta. Wow. Și de bun macaronul. Încă este a 3. Am luat gusturile mele preferate, dar gusturi preferate în general, nu de la brandul ăsta. Iau prea multe gusturi. Să văd dacă sunt vreun gust. Naked. Astea sunt bari de afini, cajun, stafidi. Asta e Bake All Start.
pinul de laitei de curmali și arahidi. Curmalii pe primul loc la toate. Aici tot sunt curmali, deiți, migdali, cajun, banana, stafidi, pican. Asta e banofi, pai. În care să începem? Să începem de pinul de light. Zim, de arahidi cum e. Bar de curmale. Și deja arahidele. Nu. Deloc nu-i rău. Curmale, arahide. Pe un 8. Aici avem cu cajun și stafidi. Deci se numește Bacon Star dacă Bacon trebuie să fie de cireașă. Banana. În asta sunt prea tare curmalele. Sunt un pic gustul de banană. Ce voi mai mi-ești gustat? E ca așa, o bară, ciocolat chip, avem cereale de soia, sirop de glucoză, oligofructoză, ciocolată de lapte, dar cereale, numai că nu cereale de orez, dar de soia un pic mai diferit. Vedem ce avem aici. Uite așa arată. Nu e crecantă. E lipicioasă. Mai tare mi-a plăcut dacă era crocantă. Ciocolată un pic amăruie. Nota 6. Nu-i bună. Ce avem aici? Ciocolat coconut. Nu scris nimic? Nu. Bar umplut cocos, cred că. Da, 29% cocos și în ciocolată. Păi... ceva genul ca macaronțul, dar că e bară de ciocolată. Nu știu ce pot să spun. Da? Bar de cocos. Nota nouă. Exact ca și biscuiță. Ciocolata albă și arahidi sărate. Avem o bară de arahidi sărate, da, de pastă de arahidi sărate, acoperită în ciocolată de lapte, ciocolată albă, 7% arahidi, 2.3% unde arahidi. Nu așa -i. De la brandul ăsta, asta e preferata mea bară. Avem și un strat de caramel aici deasupra. Alt bară. Așa de caramel lichid. Bucăți de arahidi. Ciocolată albă. Nota nouă. Cookies and cream.
Бар де карамелы, экстра де карамелы, кунагетс де соя, де какао де соя, акуперитен чоколадо де лапти, ши ку чипсур де чоколадо албы акуперитен. Мултшоаре же кам ингредиенты. Так чипи аша шарата, о, лев. Окей. Так, то есть бары карамелы, черяли кроканки буни, десуэ, карамелы, что от запки, что шагалы, ну это ново, не плачет, шалса джай карамелы сарата. Тот и бары карамелы, стради карамелы, черяли десуэ, акуперитен чоколады де лапти, что акуперитен ку, иш деасупрей bucăți de tofi. Adică e ca și precedentă, doar că nu ciocolată albă. Bucăți de tofi deasupra. Bine. Tot nu-i rău. A, dar și caramela e sărată, nu-i simplă. Aha. Bara, caramelă. O, precedentul era mai bună. Caramel normal față caramelul sărată, e mai gustoasă. Și ultimul lucru, o șaurma. Asta deja la rece stătea. Avem o șaurma, o rap, kebab, drag să-l ia. În stil grecesc, cu găină și tzatziki. Și lavașul ierburi cu oregano. E făcut foarte exclusiv, că e destul de scumpșoară. Dezghem. Deci avem așa, lavașul ăsta, el nu-i simplu, pur și simplu, alb, făină și atât, asta și-mi plac la unele, că unele cu tomat, pastă de tomat și care sunt roșii de la sweet chili, de exemplu, și cu bucăți de chili înăuntru, știi, e că tot îmi place asta, e cu ierburi, avem, ce ierburi avem în naiba seli? E rochetă, e rochetă înăuntru. Aici era în orice caz, pe lângă oregano mai este ceva. Mediterranean herb roap. Ierburi mediteraniene, ceva cum italiene astea. Bine, și înăuntru avem piept de pui. Țățichele e făcut nu simplu, dar cu brânză feta, care e 50-50 oaie cu capră. Mie e mai tare de oaie simplu, îmi place, dar și asta merge. 20% piept. A, e că am găsit. Parsley, oregano, bazil, mașorham, tim. Ia câtele sunt ierburile. Le-am găsit. Și plăcea o listă infinită. Da. Pieptul 20% cu ulei de măsline extra virgin, suc de lămâie, piure de usturoi, miere de albini, oregano și ardei negru. Feta tzatziki mix 17%. Castraveti, feta cașcaval, da? Cum am spus, oaie, capră, 50%. Iaurt de lapte, de vacă, roșii, crem franșe, da, smântână, asta e frișcă, de jumătate de grăsime, single cream, nu double cream, mentă, suc de lămâie, rochet, roșii, măslini calamata, băi, mai scurt, exclusiv, rău de tot e asta. Un stil grecesc, mie îmi place mâncarea grecească și asta când l-am citit, l-am citit, wow, cum miroase, vărle, vărle. Da, ia câtele sunt măslinile. Varză rochet, roșiile, aici se vede feta și pieptul de pui, ia câtă-l-i, ele toate absolut se văd aici. O, leu, cât e de bogat, uite așa dacă să-l mai presez. Nu, că aici e turbat chiar se vede, măslinile nu sunt, lucru meu preferat, dar restul. Nota nouă. Aici este mai bun ca primele șeri calde. Ador brânza feta.
Șurbac. Și mai fost nu piept, dar pulpe. Aleu. Dar toastricele e turbat. Asta a fost tot, mai am nimic.